Ce puteți să ne spuneți despre salcâm? Deci, salcâmul japonez este cultivat în România ca specie dendrologică, se găsește în parcuri, pe străzi, în județul Satu Mare se găsește și în Satu Mare mai multe locații, în Carei la fel. El, ca atare, ca specie, nu este o specie protejată, dar acest exemplar este protejat pentru că, după cum observați, trunchiul provine din împletirea mai multor ramuri și are o formă deosebită. Practic, în alte zone nu se mai întâlnește un exemplar cu conformația aceasta ca și acest exemplar prezent în spate. El probabil are o vârstă cam între 60 și 80 de ani. Practic a fost declarat ca monument al naturii de interes local prin hotărârea Consiliului Județean numărul 4 din 1995 și a fost în acest vilaj metalic care are un rol de protecție pentru el ca să nu fie afectat de sau executat locul de construcții, de traficul, de trotuar. Practic, are și un aspect dendrologic când înfrunzește, când florește. Are niște fructe tip păstăi, deci face parte de familia leguminoaselor. Originea este din Asia de Est, respectiv Coreea, China. Deci este o specie alohtonă, deci nu face parte din flora României. Din păcate, cam atâtea date avem despre el. Încă o dată menționez că are acest aspect deosebit al trunchiului și acesta a fost principalul motiv pentru care el a fost propus ca să fie protejat. Cam care ar fi explicația? Există probabil explicația că cei care s-au ocupat cu spațiul verde înainte au plătit mai multe ramuri și a ieșit această conformație deosebită a trunchiului, pentru că, în mod normal, salcâmul japonez are un singur trunchi, fără să se ramifice, să se împletească, și aici se vede clar că a fost intervenția omului, unui specialist în dendrologie, care a vrut să țină acest aspect ornamental, cu totul și cu totul deosebit. Acest salcâm se afla în capătul grădinii unui negustor evreu, mare îndrăgostit de botanică și de plantele rare și exotice și este cu atât mai interesant cu cât acest salcâm, cu toate că nu este specific zonei noastre, el a supraviețuit, cred că are undeva la 100 de ani. Cartierul evreiesc din Satu Mare, partea lui aristocrată, pentru că avea și o parte unde locuiau oamenii săraci, dar în această parte centrală a orașului locuiau bogații, locuiau negustorii care aveau prăvălii pe corzoul evreiesc, cum este cunoscut și astăzi. În prelungirea acestuia era cartierul negustorilor evrei. Unul dintre acești negustori, împătimit, cum vă spuneam, al florilor, al arborilor exotici, a plantat acest salcâm interesant și atunci când, în anii 70, acest cartier a fost ras de pe fața pământului pentru a face loc centrului nou, printr-un miracol, acest salcâm a rămas în picioare, tocmai pentru că în planurile celor care au construit centrul nou, exact acolo chiar nu venea nicio clădire, astfel că el a putut fi salvat și este o ultimă relicvă a unei lumi din care, iată, n-a rămas decât un simplu salcâm japonez.